Sâmbătă, sala de sport a liceului cu program sportiv din Câmpul Lung a fost gazda unei noi ediții a Cupei Moș Nicolae la atletism, competiție la care s-au aliniat atleți din întreg județul Argeș. La acest regal sportiv au fost invitați să participe atleți de la grupele de copii și juniori, sportivii concurând la trei probe, 60 de metri, săritura în lungime și 600 de metri. Cei peste 80 de atleți au primit la finalul întrecerii dulciuri și tricouri din partea Direcției Județene de Sport și Tineret Argeș, iar cei care s-au situat pe podium au primit și diplome de recunoaștere a meritelor sportive. Consilierul Cristian Otobâcu, oficialul forului județean, s-a arătat mulțumit de felul în care a fost organizată întrecerea, mai ales că atât la copii cât și la juniori, anul competițional s-a încheiat urmând ca de acum înainte micuții atleți să înceapă pregătirea pentru viitorul sezon competițional din 2016. La startul acestei competiții sunt prezenți 60 de copii și 25 de juniori. O competiție din punctul nostru de vedere reușită, mai ales că este încheierea sezonului competițional, iar de acum încolo încep pregătirile pentru sezonul competițional din anul 2016.